teatrul sau filmul, Hollywoodul sau buftea și cum e viața pe scenă? La aceste întrebări a răspuns cu răbdare și sinceritate îndrăgitul actor Marcel Iureș în cadrul unei întâlniri cu publicul Alba Iulian. Marcel Iureș a fost așteptat cu nerăbdare la o cafea de zeci de albaiulieni curioși să schimbe două vorbe cu actorul român. Actorul s-a aflat în Alba Iulia la invitația organizatorilor Festivalului Internațional de Teatru Povești, pe care i-a onorat cu prezența încă de la prima ediție. Eram obișnuit să muncesc mult de aici, așa că n-a fost o problemă să muncesc 12-14 ore pe zi. Pe parcurs s-au mai adăugat niște binefaceri, pentru că mi-am dat seama că, odată, că sunt antrenat, că îmi perfecționez limba și că mă așteaptă un viitor strălucit în cinematografia americană. Toți îmi spuneau asta, eu n-am vrut asta. Cu sinceritate, Marcel Iureș ne-a mărturisit că îndrăgește mai mult teatrul decât filmul și ne-a explicat de ce Hollywoodul nu l-a captat și nu l-a ținut departe de casă. Filmul e o îndeletnicire. Cu noroc, cum am avut eu, o fac și pe asta. Omul învață tot timpul în viață. Teatrul, evident, e viața însăși. Hollywoodul, mașinăria asta de vise, cum mi-a fost numită, și prin lentila asta se tot uită să vadă care e visul american, și nu dau de el nici cum, că mișcă ăla, nu arată într-un fel. Contribuie cu un procent mare la PIB-ul Americii. De ce? Pentru că, în primul rând, e o afacere. Marcel Iureș și-a început cariera internațională în anul 1994 cu un turneu al spectacolului Richard al III-lea în Marea Britanie. Cu timpul am avut șansa să îl urmărim jucând alături de nume celebre ale cinematografiei mondiale în filme precum Interviu cu un vampir, Misiune imposibilă, Pacificatorul sau Pirații din Caraibe, La capătul lumii.